În colaborare cu polițiștii locali au continuat acțiunile de verificare a modului în care sunt respectate măsurile de protecție împotriva infectării cu COVID-19 în mijloacele de transport în comun. În urma verificărilor efectuate au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale. În cadrul zilei de astăzi au fost verificate mijloacele de transport în comun pe raza județului Mehedinți. Măsurile de prevenire pentru COVID-19 trebuie respectate atât de pasageri cât și de șoferi. În spray pentru mâini, măștile, spune la oameni să-și pună măștile pentru să nu ne îmbolnăvim. Dacă asta e legea, trebuie să facem ce se cuvine. Altceva ce să mai... Polițiștii au făcut control. S-a găsit ceva la dumneavoastră? S-a făcut control, nu s-a găsit nimic. Lumea a fost cu masca la gură, pe nas. Nu e nicio problemă. De fiecare dată oamenii respectă regulile? Da, respect. Pentru cei care nu au respectat normele de siguranță, au fost aplicate sancțiuni. Domnul Nicolae, de ce nu furtați masca? Păi dacă sunt singur în mașină, de ce? Era și doamna dumneavoastră. Doamna e șoferiță, soția mea, șoferița de pe alaltă. Acasă ce facem? Purtăm distanță de 2 metri între noi? Acasă stăți acasă, la serviciu. În total au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale. Pentru prevenirea răspândirii noului tip de coronavirus, polițiștii mehedinți, în colaborare cu polițiștii locale, au continuat acțiunile de verificare în mijloacele de transport în comun pe raza județului Mehedinți. În acest context, fiind aplicate 12 sancțiuni contravenționale, recomandăm tuturor cetățenilor să respecte normele aplicabile pe timpul stării de alertă pentru a avea grijă de sănătatea lor și a celor dragi.